Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit în bucătăria Anei! Astăzi vreau să vă prezint un mod de a prepara maioneză vegetală din caju și semințe de dovleac. Aceasta poate înlocui cu succes maioneza cu ou. Pentru prepararea acesteia avem nevoie de următoarele ingrediente. Caju și semințe de dovleac, ulei din sâmburi de struguri, lapte vegetal de soia, puțin turmeric, sucul de la o lămâie și sare. Transfer pe rând în acest vas al blenderului ingredientele prezentate anterior. Caju, laptele vegetal, sucul de lămâie, foarte puțin turmeric pentru culoare. Nu folosesc foarte mult pentru că este foarte concentrat și are un miros și un gust foarte puternic, pronunțat. Și sare. Voi pune și jumătate din ulei, după care voi mixa și mai adaug pe parcurs. Așa arată maioneza după ce am mixat totul foarte bine. Transfer maioneza în acest borcanel, pe care îl voi păstra la frigider și voi consuma maioneza după preferință. În salate, pe felii de pâine dacă voi adăuga puțin usturoi sau cu alte alimente. Aceasta este rețeta mea pentru astăzi. Dacă doriți, puteți să o încercați și dumneavoastră. Până data viitoare, să rămâneți sănătoși și nu uitați că bucătăria Anei vă așteaptă cu rețete delicioase.